Niciodată nu cumpăra criptomonede prin Revolut. Și în acest scurt video vreau să-ți aduc două argumente solide de ce nu merită să o faci. Când mi se întâmplă să discut ocazional cu anumite persoane despre investiții, periodic aud că, iată, eu am acolo niște investiții în cripto pe Revolut. Sau uneori am și elevi la cursurile mele care mă întreabă: Dorin, dar de ce noi nu investim prin Revolut? Acolo este atât de simplu. Și, într-adevăr, plusul Revolut este că este foarte simplu. Aici ai intrat în aplicația Revolut, aici deodată la vedere vezi acest compartiment criptomonede, vezi deodată butonul alegi criptomoneda, vezi butonul cumpără, pam pam, în doi pași ai criptovaluta cumpărată. Și aici se ascunde toată capcana. Revolut a făcut acest proces super simplu, comod pentru utilizatorii de rând. Și întrucât majoritatea, cel puțin foarte mulți dintre noi, astăzi deținem Revolut, cumva suntem foarte tentați să investim și noi în cripto, pentru că cripto se află la un pas de noi, la două clicuri, practic, distanță. Am intrat, am cumpărat. Dar există o problemuță. Atunci când noi ne aflăm, spre exemplu, în aplicația Revolut și noi, spre exemplu, intrăm, alegem, să spunem, criptomoneda, hai să spunem chiar același Bitcoin, da? Apăsăm butonul cumpără. Să spunem, eu vreau să cumpăr de 150 de euro. Apăs mai departe, verifică ordinul și mai departe, aici eu văd că, de fapt, eu voi cumpăra Bitcoin de 150 de euro, însă voi avea un comision de 0,00046 Bitcoin, care, în realitate, când eu apăs pe informații, reprezintă 2,24 euro, adică 1,49%, 1,49% din valoarea tranzacției. Și primul motiv din care real nu merită să cumperi aici cripto sunt aceste comisioane. Nebune, absolut nebune, deoarece 1,49 comision la cumpărare și tot atâta la vânzare, asta înseamnă practic 3% comision din volumul tău de tranzacționare. Și asta înseamnă mai mult sau mai puțin 300 de euro comision dacă tu, spre exemplu, ai tranzacționat cripto de 10.000 de euro. Desigur, tu ai putea să te gândești, da, eu n-am atâția bani să investesc în cripto, eu investesc cu sume mici. Dar atenție, din cauza asta și-am menționat, din volumul de tranzacționare, gen nu din, adică nu neapărat să investești 10.000 de euro. Tu poți să tranzacționezi cu o sumă mică de 100 de euro și pur și simplu să faci 100 de tranzacții. Ceea ce este absolut normal, deoarece tu vei fi tentat de curiozitate, în primul rând să încerci să cumperi o criptomonedă, să o vinzi, poate ai făcut ceva acolo profit, pe urmă ai vândut, pe urmă ai încercat altă criptomonedă, iarăși ai vândut-o și în felul ăsta 100 de tranzacții este ceva absolut normal pentru o perioadă de câteva luni de zile. Și în felul ăsta, fără să-ți dai seama, vei achita sute de euro comisioane care, în primul și în felul ăsta, fără să-ți dai seama, vei achita sute de euro comisioane care fie îți vor tăia foarte tare din câștigul tău, pentru că să spunem că ai făcut 500 de euro câștig, ai achitat 300 de euro comision, ceea ce îmi pare absolut stupid, sau în cazul mai rău, per general, comisioanele vor depăși câștigul pe care o să-l faci. Comparativ cu platforma Bybit, unde eu și elevii mei tranzacționăm la cursul meu de cripto, care îți ia 0,1% din volumul tău de tranzacționare, din fiecare tranzacție. Iată, eu intru direct aici în aplicație, apăs comisioanele mele și iată, pentru spot trading, adică când cumperi, vinzi criptomonede, comisionul este 0,1% din tranzacție. Adică din 10.000 de euro, tu vei achita 10 euro comision. Pe Revolut, din 10.000 de euro, tu vei achita 300 de euro comision. Adică comparația este absolut evidentă. Revolutul câștigă exact pe chestia asta. Chiar dacă în sumă mie Revolut ca și aplicație, ca și platformă, îmi place foarte mult, este comodă, are o mulțime de plusuri, dar nu merită de cumpărat cripto acolo, deoarece comisioanele sunt absolut nebune și Revolut exact pe chestia asta câștigă, pe faptul că pentru majoritatea utilizatorilor este procedura, procesul de cumpărare, vânzare a monedelor este foarte simplu. De respectiv, mulți nici măcar nu se mai întreabă, ok, dar ce comision achit? Sau ce comision care l-achit este mare sau este mic? Deoarece pur și simplu sunt neexperimentați, sunt începători, respectiv în urma acestui video ai face bine să începi să atragi atenție la acest moment, deoarece aceeași înregistrare, procesul de înregistrare pe platforma Bybit,
unde tranzacționez eu personal, îți ocupă 5 minute. În mediu ai nevoie de un buletin, doar și atât, exact ca și la înregistrarea pe Revolut, după care tu poți tranzacționa monede. Da, adică e nevoie să transferi acolo bani și poți tranzacționa monede cu comisioane absolut minime. Respectiv, eu normal că recomand platforma Bybit, care pe lângă toate este și platforma care o utilizez eu, deoarece este cea mai comodă, cea mai simplă platformă la momentul actual, în viziunea mea, este cea mai sigură la momentul actual pe piață. Acum o să vorbim și despre siguranță în ceea ce privește Revolut. Respectiv, dacă intenționezi să tranzacționezi cripto, eu îți sugerez să o faci pe platforma Bybit și încă și mai bine să o faci pe linkul meu referral din descrierea acestui video, deoarece înregistrându-te pe linkul meu referral, tu primești o reducere suplimentară la comisioanele tale de 30%. Adică în loc de 0,1 vei avea 0,07 comisioane de tranzacționare. Plus la asta un bonus atunci când depozitezi prima oară bani pe platformă de până la 30.000 de dolari. Acolo deja merge direct proporțional la suma pe care tu o depozitezi. Dacă suma este mai mică, tu primești un bonus mai mic. Dacă suma este mai mare, primești un bonus mai mare. Dar sunt bani care îți vin în contul tău pe care tu imediat după poți fie să cumperi cripto cu ei, fie să îi retragi. Și acum al doilea minus care îl văd eu legat de Revolut este siguranța. Pe lângă faptul că nu merită să cumperi cripto acolo, nu merită nici măcar să ții criptomonedele cumpărate acolo din considerente de siguranță. Ce este Revolut până la urmă? Este, da, este o bancă, dar este doar o bancă online. Nu este o bancă fizică, unde în cazul în care, spre exemplu, contul tău ar fi blocat și se întâmplă deseori ca clienții să se trezească cu conturile blocate din anumite motive, fie pur și simplu sistemul i-a apărut ceva suspicios, că tu primești, nu știu, foarte frecvent anumite sume de bani mai mici sau mai știu eu. Adică sunt o mulțime de motive din care Revolut potențial ar putea să-ți blocheze contul. Și Revolut nu este o bancă fizică unde tu o să mergi la ghișeu, o să spui, iată, mi-ați blocat contul, mi-ați blocat cardul, ce trebuie să fac ca să mi-l deblocați? Adică o să fie nevoie să iei legătura cu asistența, să clarifici, nu se știe cât o să dureze și, per general, dacă vei putea clarifica. Și aici să spun din experiența mea personală, nu cu Revolut, ci cu competitorul principal Revolut, care este Wise.com, unde pur și simplu m-am trezit cu contul, cardul blocat, cu bani pe el, pe care pur și simplu nu am mai putut să retrag și din spusele persoanelor pe care le-am consultat de-a lungul timpului, au fost persoane care s-au trezit și cu contul Revolut blocat și n-au putut să mai deblocheze. Respectiv, în cazul ăsta, îți dai singur seama că criptomonedele tale rămân, ar putea, cel puțin potențial, să rămână blocate acolo. Deci siguranța monedelor tale nu este cine știe ce bună pe Revolut, care este o bancă, care în orice moment îți poate bloca contul. Deja, mai mare siguranță este pe platforma Bybit, care este o platformă specializată în cripto, unde oamenii investesc, tranzacționează sute de mii de euro și mai mult și acolo la fel te poți să ai contul blocat, dar asta se întâmplă mult mai greu, mult mai rar, deoarece acolo ar trebui să încalci destul de sever regulile pentru ca acest lucru să se întâmple. Și dacă vorbim despre siguranță, eu nici măcar pe Bybit, până la urmă, nu recomand să păstrezi monedele tale dacă, în cazul în care le-ai cumpărat pe termen lung, ca o investiție pe termen lung, chiar dacă Bybit este mai sigur decât Revolut. Oricum, recomand să le transferi într-un portmoneu separat, unde ai acces doar tu, printr-un cod secret, și acolo monedele tale sunt în siguranță. Da, de pe Revolut, tu la fel poți transfera monedele tale într-un portmoneu de felul ăsta, pentru ca să le păstrezi, dar atunci care este sensul să le cumperi pe Revolut, să achiziți acest comision nebun dacă până la urmă le transferi oricum pe altă platformă adițională pentru ca să le păstrezi în siguranță? Deci aici deja faci o economisire la comisioane și cumperi pe platforma Bybit. În principiu, deja am spus, găsești linkul în descriere. Iată aceste două minusuri eu le văd în ceea ce ține de tranzacționarea cu cripto pe Revolut și ele ar trebui să fie două motive destul de suficient de serioase pentru tine pentru ca să nu cumperi, vinzi acolo criptomonede, deoarece în principiu ai doar de pierdut. Există poate doar un singur caz, o singură excepție în care ai putea să cumperi, să-ți permiți să cumperi monede pe Revolut în cazul în care o faci, spre exemplu, pe termen lung, adică nu faci tranzacții multe, ai cumpărat acolo Ethereum sau Bitcoin sau mai știu eu și ai în plan să-l vinzi peste un an, peste 2 ani sau mai știu eu, da, ai achitat tot acel comision, și, dar posibil profitul, câștigul care o să-l faci de-a lungul timpului o să depășească cu mult comisionul achitat. Dar și aici ți-aș sugera să iei în considerație al doilea punct, cel
despre siguranța monedelor tale, pentru că în 2 ani sau într-un an, 2, se pot întâmpla foarte multe lucruri cu contul tău Revolut și în orice moment poți să te trezești fără el. Iată așa niște gânduri care ar putea să-ți economisească destul de mulți bani pe viitor, crede-mă. Respectiv, dacă a fost util, nu uita să lași un like la acest video.